Salutare prietene, astăzi vom vorbi despre 5 servicii foarte ciudate pe care le poți cumpăra în America și nu numai. Închiriază o mamă. Need a Mama ar putea fi singurul serviciu de acest gen. Serviciul vă permite să închiriați în mod convenabil mama al cuiva pentru 30-40 de dolari pe oră. Alternativ, puteți alege să schimbați scrisori sau să aveți o sesiune de mesagerie text cu mama dumneavoastră pentru 20 de dolari. Need a Mama a fost fondată de Nina Kennelly, o mamă de 30 de ani. Kennelly este dispusă să facă toate activitățile normale pe care le-ar aștepta de la o mamă, inclusiv repararea hainelor și ajutarea la cumpărături. Iubit sau iubită invizibilă. Ți-ai dorit să ai un prieten sau o prietenă, dar să fie alături de tine doar când vrei tu? Ei bine, acum este posibil. Serviciul vă permite să construiți propria iubită sau prieten, selectând mai întâi o fotografie a unuia dintre utilizatorii anonimi ai site-ului. În plus, puteți alege vârsta și personalitatea iubitei sau iubitului. Serviciul vă ajută chiar să vă dezvoltați o poveste despre felul în care v-ați întâlnit pentru a fi treaba mult mai credibilă. Odată ce ați creat persoana ideală, puteți începe să interacționați cu ea prin mesaje text. Dacă vreți să postați o poză cu voi doi împreună, serviciul păstrează fotografia dumneavoastră anonimă și ascunsă pentru toată lumea din zona dumneavoastră locală. Ce mod mai autentic există pentru a dovedi că sunteți într-o relație reală? Petrecere cu îmbrățișări. Cuddle Party este exact ceea ce se înțelege din titlu. Compania a fost dezvoltată pe baza faptului că ființele umane au nevoie de afecțiune și adesea nu prea au parte de ea. Serviciul promovează beneficiile pentru sănătate. Potrivit acestei companii, partidele de îmbrățișat ajută oamenii să stabilească limite și să învețe abilitățile de comunicare necesare pentru acest lucru. La petreceri se fac inițial introduceri, se stabilesc reguli și se joacă jocuri pentru a ajuta pe toată lumea să ajungă în zona lor de confort. Cuddle Party este de fapt o organizație non-profit recunoscută federal. Începând cu anul 2004, compania găzduiește petreceri precum și ateliere de lucru în relație și comunicare. Potato Parcel. Potato Parcel este o companie care a apărut și în serialul Shark Tank din America, care vă permite să trimiteți un mesaj personalizat pe cartofi. Poți chiar să pui un portret, fie că e fața ta, chipul unei celebrități sau fața prietenului tău. Potato Parcel oferă de asemenea cărți poștale de cartofi și chiar un sac de îmbrăcăminte frumos pentru a le păstra. Mesajele de pe cartofi sunt trimise anonim, fără o adresă de expediere pe pachet. Sau puteți alege să strici surpriza. Oamenii au devenit destul de creativi cu mesajele de pe cartofi, trimițând totul de la te iubesc la ești evacuat, poți compune un mesaj de până la 130 de litere. Un lucru este sigur. Destinatarul dumneavoastră nu a primit niciodată un cartof cu un mesaj personalizat. Închiriază o găină. V-ar place să aveți o proaspete în fiecare zi? Rent-a-Cook este serviciul perfect pentru cei care vor să aibă ca animal de companie o găină. Puteți să închiriați o găină sau un cocoș. Pasărea este considerată o închiriere, atâta timp cât o și returnați. Veți avea la dispoziție 6 săptămâni pentru a vă decide dacă doriți să o păstrați sau nu. Această companie și-a început activitatea în anul 2011 în cealaltă țară decât în America. Serviciul oferă de asemenea toate instrucțiunile, hrana pentru păsări și echipamentul necesar pentru găzduirea acesteia. Serviciul încurajează școlile, centrele de îngrijire de zi, școlile cu program prelungit să se angajeze în îngrijirea acestora și să se bucure de cele mai proaspete ouă. Cam atât a fost pe episodul de azi. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim data viitoare. La revedere!